Căutați binele și nu răul ca să trăiți, astfel Domnul Dumnezeul Sabaot va fi cu voi. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne. În acel timp s-au apropiat de Iisus discipolii lui Ioan și i-au spus: De ce noi și farizeii postim, iar discipolii tăi nu postesc? Iisus le-a spus: Pot oare nunta și să plângă atât timp cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Cuvântul Domnului. Laudă-ți-mie, Hristoase. Lăudat să fie Iisus Hristos. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți. Cucernice Părinte Paroh, iubiți frați și surori în Hristos, timpul postului mare îl putem defini ca timpul vieții, timp în care viața renaște, nu atât pentru că primăvara învinge iarna, iar viața mediului înconjurător începe să renască, cât mai ales pentru că viața noastră interioară este chemată să se întărească. Se întărește în acest timp al postului mare prin apropierea de crucea Mântuitorului, prin celebrarea sacramentelor, prin rugăciune, prin pomană, prin post. Însă, în urmă cu câteva zile, mi-a fost dat să citesc un mesaj pe care cineva îl postase pe una dintre rețelele de socializare, în care era un dialog între viață și moarte. Spunea viața: Eu sunt cea mai dulce minciună, la care moartea răspundea: Eu sunt cel mai crud adevăr. Oare așa o fi? Este viața pe care Dumnezeu ne-a dat-o o înșelăciune? Vrea Dumnezeu să ne înșele prin darul Său? Cu siguranță că nu. Și vă propun ca în această seară să ne oprim asupra acestui prim aspect al chemării noastre, chemarea la viață, dar nu la o viață monotonă, la o viață tristă, ci la o viață așa cum o vrea Dumnezeu, o viață fericită, o viață plină de iubire, o viață așa cum este viața lui Dumnezeu. Pentru că dacă luăm Sfânta Scriptură și o deschidem, vom vedea cum la început Dumnezeu l-a creat pe om din viața sa. Ne spune acolo autorul cărții Genezei că Dumnezeu a luat puțin praf pe care l-a modelat și l-a făcut pe om, dar suflându-i în nări suflare de viață. Dumnezeu este Cel care ne cheamă la existență, Cel care ne cheamă la viață, așa cum l-a chemat și pe Adam, primul om. Și ne dă o misiune, ne dă o vocație pentru ca noi să fim fericiți. De fapt, chemarea la viață este chemarea esențială a existenței noastre. Pentru că ne spune un lucru important: mai înainte de a ne da o misiune, mai înainte de a ne da ceva de făcut, Dumnezeu ne spune că ne iubește. Pentru că nimeni dintre noi nu a venit pe acest pământ la întâmplare, ci fiecare dintre noi este creat dintr-un impuls al iubirii lui Dumnezeu, dintr-un impuls excesiv al iubirii. Și dacă îl luăm pe Adam ca exemplu, vom descoperi cum în el se regăsesc diferite aspecte ale vieții noastre și ale chemării la o viață pe care trebuie să o trăim așa cum vrea Dumnezeu. În primul rând, ne spune Cartea Genezei că Dumnezeu l-a creat pe Adam, pe om, după chipul său. Adică Dumnezeu și-a manifestat în om iubirea sa și a pus în om amprenta sa. Dumnezeu l-a făcut pe om asemenea lui, adică iubire, l-a făcut fericire. Pentru că Dumnezeu nu putea să se bucure singur
în condiția sa de plină, nu putea să se bucure singur de binele pe care îl poseda, de fericirea pe care o trăia. Și atunci o revarsă asupra omului și de atunci asupra a milioane și milioane, a miliarde de oameni care au existat pe fața Pământului. Pentru că toți suntem chemați să fim imagine a lui Dumnezeu. Toți suntem chemați să fim asemănare a sa. Și ne asemănăm cu Dumnezeu, mai ales dacă respectăm prima indicație pe care Dumnezeu le-a dat-o primilor oameni. Dumnezeu le-a spus, fiți rodnici, înmulțiți-vă, umpleți pământul. Această generozitate a lui Dumnezeu de a transmite viața, de a împărtăși cu omul bucuria sa, ne revine și nouă, pentru că o avem imprimată în sufletul nostru ca un mesaj care nu poate să fie șters. Și noi trebuie să devenim multiplicatori ai vieții, trebuie să facem ca viața să devină rodnică, trebuie să încercăm să trăim în așa fel încât viața pe care o semănăm în jurul nostru să fie o viață frumoasă, o viață divină. Și toți suntem chemați să trăim astfel. Dumneavoastră, cei care ați îmbrățișat viața de familie, o trăiți în mod fizic, dând viață copiilor. Însă și cei care îmbrățișează o altă stare de viață sunt chemați să fie rodnici, pentru că omul trebuie să facă rodnică fiecare relația sa, fiecare întâlnire, fiecare gest, fiecare cuvânt pe care îl schimbă cu aproapele, chiar și atunci când trebuie să renunțe la minunata experiență a rodniciei fizice. Și aici este măreția noastră a oamenilor. Nu trăim o viață doar biologică, ci o viață înălțată de Dumnezeu, o viață care trebuie să fie asemenea Lui. Și ne spune Cartea Genezei că pe omul creat după chipul său, Dumnezeu l-a așezat în grădina Edenului, acolo unde erau tot felul de pomi roditori, erau ape binecuvântate, era aur, erau minerale prețioase și din toți pomii putea să se hrănească, putea să mănânce omul, însă în mijloc era un pom, pomul cunoașterii binelui și al răului, pe care omul nu avea voie să îl atingă. Nu este o poruncă negativă din partea lui Dumnezeu, ci acest pom este simbolul autoreferențialității omului. Dumnezeu îi cere omului să nu se atingă de acel pom pentru a-și păstra demnitatea sa de creatură. A se atinge de pomul cunoașterii binelui și răului însemna pentru om să decidă el ceea ce este cel mai bine și cel mai rău pentru el. Însemna să decidă el unde se află fericirea. Însemna să-și nege acea realitate creaturală, să nege numele pe care Dumnezeu i l-a dat. Iar acest lucru, ne spune autorul cărții Genezei, l-ar fi condus spre moarte. Și așa s-a și întâmplat, pentru că știm că șarpele, ispititorul, nu a ezitat să se apropie de om și să îl tragă în abisurile morții. Trebuie mereu să fim conștienți de faptul că suntem creaturi, că trebuie să ne raportăm mereu la Dumnezeu, că viața noastră, independentă de Dumnezeu, nu poate să existe, nu poate să fie rodnică. Dumnezeu ne iubește și dorește ca viața noastră să fie împreună cu viața sa. Independența înseamnă moarte pentru om, înseamnă tristețe, înseamnă lipsă de sens în viață. Și omul, creatura mâinilor lui Dumnezeu, nu este o ființă pasivă, ci este, cum spuneam, supusă ispitei și încercării. Iar șarpele cel viclean se apropie încă de la început de om. Ispititorul vine pentru că dorește să îl tragă în jos pe om, să-i renege demnitatea pe care Dumnezeu i-a dat-o, pentru că nu putea să accepte ca o creatură să posede acea fericire pe care ispititorul a pierdut-o încă de la început. Și apropiindu-se de om, începe să semene minciună,
să semene discordie, insinuează dubii la adresa Creatorului. Nu așa că v-a spus să nu mâncați? Nu așa că nu vreți, că Dumnezeu vrea ca să nu fiți ca El? Sunt dubii pe care ispititorul le seamănă în sufletul omului de la început și le seamănă și în sufletul nostru. Atunci când ne face să credem că Dumnezeu este împotriva fericirii noastre, că Dumnezeu este gelos pe fericirea noastră, însă nu este nici de cum așa. Pentru că dacă Dumnezeu rostește chemarea, ispititorul o șoptește în mod tainic pentru a se face mai ascultat. Dacă Dumnezeu dorește să ne cheme la viață, ispititorul dorește să ne tragă în abisurile morții. Dacă Dumnezeu vrea să avem viață și să fim fericiți și este fericit atunci când creatura mâinii sale este fericită, diavolul cel rău este gelos pe viața fericită a omului și de aceea pornește o luptă continuă între el și om, între om și fericirea acestuia. Este misterul fiecărei vocații. Nimeni nu este scutit de ispite, nimeni nu este scutit de aceste încercări ale ispititorului. Toți, și cei care au ales viața de familie, și cei care au ales să slujească pe Dumnezeu în viața de preoție, și cei care au ales să își dedice în mod total viața lui Dumnezeu, alegând să trăiască sfaturile evanghelice, toți la un moment dat suntem ispitiți. Ispitiți să spunem nu lui Dumnezeu. Suntem ispitiți să nu ascultăm chemarea lui Dumnezeu, să o ignorăm. Suntem ispitiți să credem că fericirea pe care Dumnezeu ne-o propune este doar una aparentă, nu este una vrednică de crezare. Suntem ispitiți să credem că e mai bine dincolo și tot timpul cel rău așa va lucra în viața noastră. Însă, dacă privim spre Dumnezeu și spre planul Său pentru noi, nu avem cum să greșim. Pentru că Dumnezeu este izvorul vieții noastre și dacă îl urmăm pe El, urmăm drumul pe care El ni l-a trasat. Câți astăzi nu se lasă prada acestor dubii pe care ispititorul le seamănă în sufletul multor oameni, tineri, copii, adulți? Câți nu ezită să facă un pas în viață de teamă sau pentru că la început trebuie să experimentez tot, sau pentru că nu a venit timpul să-mi pierd libertatea. Însă libertatea este darul cel mai mare al lui Dumnezeu și atunci când împărtășim planul Său, nu ne vom pierde niciodată libertatea, ci o vom duce la desăvârșire. Este riscul, iubiți frați și surori, să mergem în viața noastră după profeți falși, după profeți care ne promit o fericire imediată, ieftină, dar care la sfârșit ne lasă un gust amar. Este pericolul asupra căruia insistă Sfântul Părinte Papa Francisc în mesajul pe care îl adresează întregii biserici la începutul postului mare. Ne invită să fim atenți la acești profeți falși, la aceste voci ale ispititorului de astăzi, care încearcă să-i înlănțuie pe oameni, spune el, asemenea vrăjitorilor de șerpi, folosindu-se de emoțiile umane pentru a captura, pentru a ține captiv cât mai mulți oameni. Câți oameni, spune Papa Francisc, nu cad pradă fericirii iluzorii a unei clipe de plăcere? Câți bărbați și câți femei nu rămân înlănțuiți de idolul banului, alegând o viață consumată după agoniseală și după planuri meschine? Câți nu aleg să trăiască autoreferențialitatea, trăind de fapt singurătatea și lipsa unei relații rodnice și autentice? Noi, ca oameni chemați de Dumnezeu la viață, trebuie să cultivăm o relație rodnică cu Dumnezeu, o relație rodnică care apoi se transpune în rodnicie pe planul cu aproapele. Fiecare gest al nostru trebuie să fie rodnic,
Fiecare cuvânt trebuie să fie aducător de viață. Fiecare privire trebuie să întrezărească mugurul vieții ce se află în sufletul celui care este lângă noi și să îl ajutăm să crească, să se dezvolte. Și astăzi, în inima noastră, poate se înfruntă glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la o astfel de viață și glasul ispititorului care ne cheamă la o viață egoistă, la o viață doar pentru noi. Ce glas ascultăm? Ce glas privilegiem în acest timp al postului mare?